Așa se anunță o stație în Franța. Am pornit camera, m-am aranjat frumos aici, m-am făcut prezentabil pentru cameră. Salutare tuturor, eu sunt Ion și mă aflu în Franța, în Coasta de Azur, în orașul Nisa. Un loc superb, un loc cu foarte multe influențe italienești. Te simți gen, de un mod surprinzător, te simți ca în Italia, în Franța. Nu mă așteptam, am văzut documentare, am văzut vloguri pe tema asta, dar nu mă așteptam să fie chiar vibe-ul ăla italienesc. Dacă ați mai fost prin Italia și v-ați plimbat așa gen pe la mare, veți vedea arhitectura și felul în care este aranjat localitatea, că seamănă cu Italia. Pentru că a fost, de fapt, a fost teritoriu italienesc Nisa și bucata asta de Coasta de Azur și a fost făcută cadou Franței. Și când mă gândesc că tu ce cadou faci, dragă, dacă ăștia dau Coasta de Azur la francezi, aș merita și eu un pic mai mult decât o șoseată, așa. Și să ne mișcăm dinamic. Nu este absolut nimeni în jurul meu, este marți, este ianuarie, este iarnă, acasă sunt minus 2 grade. Aici am prins, cred că 16-17 grade au fost, am stat și în tricou, ne-am și bronzat un pic. Deci, dacă vrei să pleci iarna undeva și o locație de buget, Nisa este un loc perfect pentru chestia asta. Deci am plătit 900 de euro zbor plus cazare, 3 zile, 2 nopți. Am prins Wizz Air, 400 de lei, 2 persoane dus întors. La Easy Hotels în Nisa, cazarea a fost 95 de euro, la care am mai plătit, am decis când am ajuns acolo să plătim încă 36 de euro pentru două persoane, micul dejun două zile, ceea ce a fost perfect, având în vedere că prețurile sunt ușor piperate pe aici, prin Franța, chiar sunt, adică am cumpărat două chestii, gen două felii de pizza oarecum din Carrefour și am luat două eclere și un suc, au fost 15 euro. Deci un mic dejun de 8 euro te-ar cam salva, să zicem așa. Ca și chestii, ce ai de făcut? Vine o echipă de producție, că am microfonul, te poți să filmezi și să nu mă filmezi. Avem aici, de-a lungul mării, asta se cheamă promenad de Anglais. Deci sunt aproximativ, nu știu, 8 km, ceva de genul, sunt vreo 8 km de faleză superbă. Simți briza mării, ai numai hoteluri de lux în dreapta, un pic de Miami, așa, un vibe mic de Miami. Ne-am mâncat și din piață, ne-am luat chestii, dar v-am zis, nu există mai nimic sub 3 euro. Deci o feliuță de ceva este 3 euro. Așa că dacă trebuie să faci un buget corespunzător. Spre exemplu, am plătit în 3 zile tot ce am mai bilete de tren, ne-am cumpărat și ochelari de soare, că na, am plecat fără ochelari de soare, am luat și două perechi de ochelari de soare, a fost 40 de euro polarizați din Decathlon. Grosomod am cheltuit 180 de euro pentru două persoane. Deci cu tot cu micul dejun și cu tot ce am ronțăit pe aici, cu tot cu bilete de tren, sunt foarte ieftine biletele, am mai luat și tramvaiul, la fel, de 1,50 euro. Este ieftin, deci în ianuarie, mai ales acum în ianuarie, nu vin să cred cu atât de puțin bani câte chestii mișto poți vedea. Este un loc superb. E perfect, frate, pleci de la minus, vii la plus 18 grade, e ceva de vis, plus că
E de vis, într-adevăr. Riviera franceză, Coasta de Azur, își se ridică la, la ceea ce se presupune despre ea, că este unul cel mai frumoase locuri ever, da? Nu știu, informativ, ce aș mai putea să zic? Și mai putea zic ceva, echipa de producție, mai aveți niște sfaturi pentru mine? Nu mai aveți sfaturi pentru mine? Așa? Deci cam asta este tot. Vă las cu imagini în continuare. Nu uitați să vă uitați și la vlogul cu Monaco. 24 de ore Monaco. E... ce să zic? Până data viitoare, eu sunt Ion și abonați-vă canalului, dați cu like-uri, dați cu comenturi, chestii, trestii. Pa! You can't